Domnule, sunt mai curajoase, da? Sunt mai curajoase, sunt mai, cum să spun, până la urmă, au tăcut, dar nu mai pot să mai tacă, știi? Și exact când e mai nasol, știi, când e mai... Așa, domnule, dar nu se poate. Spun, deci, făcusem o casă și acum îmi pare rău. O casă cu bolți, nu știu ce era. Uite, am o situație apropo de doamne. Am fost acum 3 săptămâni, am văzut un amplasament, am stat de vorbă cu domnul, am tras cu drona, niște poze, niște fapte. Nu, a fost prima vizită la amplasament. Așa. Și mi-am luat drona mea ca să... Deci, curtea, gardul era în curs de execuție, dar să văd proprietatea, să ne gândim la un potențial, adică pe urmă a venit top, o să facă planul și tot, dar mi-am luat drona să vedem așa de sus, că era într-o zonă împădurită, pe lângă Slănii Prahova, știi? Am vorbit cu domnul, ce să fie, parter, etaj, pac, 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 100 de metri la sol, bă, gata. Știi, o minimă temă de proiectare există. Băi, crede-mă, deci aseară am petrecut cu familia 5 ore extraordinare, deci am plecat pe la 12:30, 1 de acolo, pentru că am vrut să discut cu doamna. Adică doamna nu poate lipsi, nu poate lipsi din chestia asta. Și când am plecat acasă, așa, mergând pe răcoare pe drum după ploaie frumos, așa, m-am gândit, zic, dar de ce am vrut eu să vorbesc cu doamna? Zic, păi am vrut să vorbesc cu doamna pentru că aia când au ajuns în peșteri, în peșteri au rămas doamnele cu copiii și domnul pleca la vânătoare. Mai venea, mai pleca, dar casa era femeia. Adică acolo tot ce se întâmpla cu familia, da, și am avut toți mama acasă, avem soțiile noastre și așa mai departe, femeia ține casa. Asta este expresia. Asta tinde să se schimbe, însă, bun, și nici nu vrem să... Hai, schimbă-o tu pe asta. Da, pot să-ți dau exemple dacă vrei. Da, sunt, desigur. Că nu suntem la... Depinde, eu vin într-o familie unde amândoi părinții aveau aceeași meserie și nu a fost. Adică era... Egalitatea era... Adică nu am simțit niciodată că există vreo diferență din asta între tata și mama, știi, ca obligații, ca... La blocurile la Sala Palatului, am găsit, când mă documentam așa, am găsit în revista Arhitectură publicat de ce a făcut bucătării foarte mici. Pentru că societatea comunistă va emancipa, deja a început să nu, va emancipa femeia care va fi și aplicată din la serviciu și așa, și atunci altcineva, statul va prelua sarcina prepararii hranei. Vestitele circulă și... foamei, nu? Bravo, bravo. Și atunci, dar a vorbit noi, asta vorbim de sfârșitul anului 50, da? În 60 să inaugurăm. Da, le-a luat și lor vreo 20 de ani până au ajuns la circul foamei, dar scopul ăsta era. Și atunci femeia va veni acasă cu produse tip gospodină, poate nu le va încălzi sau le va prepara sumar și nu e. Deci încă o dată, eliberarea, emanciparea asta și cum să spun, proiecția emancipării în casă era minimizarea bucătăriei, știi? Da, corect. Deci avem deja, câte-s deja? Sunt două generații în urmă, vorbim de sfârșitul anilor 50, când da. Bunicii noștri, cum ar veni, da? Bunicii noștri în orice casă. Și atunci e foarte bine, pentru că totuși, cum să zic, tu ai formulat-o într-un fel, dar atenția mai mare asupra problemelor locuinții o are femeia, nu bărbat. Da. Încă lucrul acesta rămâne și încă, pentru că e cu copiii, pentru că e nu știu ce, pentru că are nevoie, aici am nevoie la bucătărie, chiar dacă gătește și domnul și așa, da? Totuși controlul, ca să zic așa, asupra spațiului intim al familiei. Turnul de control este mama. Da, și foarte important să-i câștigi, adică să fie eficientă chestia asta, să nu fie, poate că de obicei nu sunt foarte preocupate de show-off așa, de a exclama locuința aici. Din potrivă, sunt preocupate de rezolvările. Da, eu cred că în cadrul acestui interviu al familiei trebuie să fie o discuție extinsă cu toți membrii familiei, mama, tata, absolut, și copii. Cu copii. Și da? Cu copii. Ești de acord și cu, de acord, dar cu copiii, cu această, cum se, cu granozale, cum spuneau strămoșii noștri. Adică, totuși, ei sunt copii. Copii? Totuși, da. ei când se văd în viitor, se văd, sigur, n-aș pune toată baza posibilă și nu, știi? Adică, dacă e un adolescent, tipul de spații care sunt bune pentru ei, se poate primi chiar dacă e. Adică să aibă alură de garsonieră, măcar de mini-apartament, spațiul lor, să nu fie doar o cameră.
Și asta mi s-a întâmplat, am proiectat în prelungirea Ghencea undeva o locuință în asta și cele două spații pentru cei doi copii erau mini-apartamente, erau ca garsone, ca apartamentele Le Corbusierele, știi, cu supantă unde dormea și așa mai departe. Și jos era deprimit, veneau prietenii, nu știu ce, fata primea fetițele, băiatul și primea băieții și nu s-au mai stecat. Da, da. No, și intrări separate, eu te-am făcut să foarte... Și acolo pater familia muriseră cu Dumnezeu să vede. Mai știu, mai am pierdut de lucru. Deci suntem de acord cu povestea cu copiii, însă e un domeniu destul de delicat. Știi, când stai de vorbă cu ei, află că va fi o casă nouă, îi implici, cum ai vrea să fie camera ta și el începe să spună. Dar asta cred că le creează niște așteptări. Cum să se ducă povestea asta mai departe, care sigur va fi filtrată și de părinți și de buget și de toate care sunt, astfel încât copiii să nu ajungă la dezamăgire. Poate e mai bine să iei ca o joacă tipul ăsta de interviu. O joacă tipul de interviu. Există deja suficient de multă literatură adevărat cu occidentală despre arhitectură și copil, despre cum își imaginează, cum își, ce spații îi plac, ce spații nu. Nu intrăm în detalii anume, dar nu știu, să se ascundă casa din copac, toate lucrurile. Asta este documentat, există o drag literatură și chiar fără să mă preocup direct de această temă, am fost expus că am avut vreo două sau trei teze de doctorat al unor colegi mai tinere, care lucrau pe tema asta și foarte interesant, percepea spațiul la copii și așa mai departe. Niște instrumente, nu suntem în... Nu suntem în interviu de aseară, domnișoara de 15 ani, soana cea mai mare, da? A venit, a stat foarte puțin și a fost foarte precisă. Să fie luminos, să fie duplex și să aibă scară, adică, băi, duplex, dar nu mă pui să mor pe frânghii, da? Eu vreau cu scară, așa? Da, dar poți să-l dai jos cu topogan asta, depinde. Asta e foarte haios. E haios. Dar asta e să vezi că lucrul haios a venit pe urmă după da. Duplex și să aibă leagăn. Băi, deci băi, vreau să spun. Tare. Băi, vreau să spun că asta cu leagăn nu mi-a plăcut enorm, enorm, foarte știi? Foarte tare, e foarte tare. Adică da, discutăm că avem grinzi, că avem bârne, că avem lemn, că nu știu ce, ok. Păi dacă tot avem lemn, hai să legăm și un leagăn acolo la grindă, știi? Asta mi-aduce aminte. Foarte interesant asta. Și a trebuit să-i faci. Chiar îi fac. Da. Deci a spus copilul. Ce copilul? Că e domnișoară, are 15 ani. Adică știe exact ce a spus. Da. Și trebuie să fac. Dar el spune că după 18 ani nu se mai dă leagă. Dar e fai o să... Da, are leagă, nu acolo. O să-și... Da. E, face parte din decor. E, poate e chiar un simbol, nu? Mi-am adus aminte... Mulți ani în urmă, un student care a făcut la diplomă conversia casei radio. Și s-a dus pe acolo, au tot felul de scoater din ăștia ca să nu spună, dormeau pe acolo și așa mai departe. Și l-a întrebat pe unul și a zis, eu am unde să stau, dar eu toată viața mea am dorit să am un loc unde să dorm la marginea unui teren de fotbal. Și că mă rog, ăsta zice, e perfect pentru așa ceva, joc și fotbal. Și să-l audă pe domozină, nu? Sunt, cum era, râde în glumit, dar nu părăsim supravața de joc. Exact, exact. Sunt oameni care au cerințe speciale de locuire, de ce să nu îi le poți? Nu, și o imaginație, adică, știi, chiar trebuie fructificată, pentru că prin asta totul devine foarte particular. Adică... Exact. Până o să ajungă toate domnișoarele de 15-16 ani să aibă leagăne în casă, bă, eu am, da? Corect. Însă, îți repet, în termen, nu știu dacă e o concluzie la ce, dar revin la ce am spus mai devreme. Trebuie să gândești totuși casa în devenire pe termen mediu, adică nu leagănul, că leagănul e o jucărie, dar să nu aibă niște lucruri atât de precise și de speciale încât să nu mai poată fi modificat niciodată. Da. Știi ce zic? E adevărat. Să se poată schimba. Deci e adevărat, dar știi, metoda asta numită gipscarton nu prea te ajută. Nu te ajută gipscarton, dar te ajută alte forme. Deci poți face din mobilier. Poți face. E o casă excepțională asupra căreia, uite, dacă știam că vine vorba despre ea, o documentară sau oricum poți să-ți trimit un link să adaugi când faci montaj. Exact, când fac montaj o adăugăm. A lui Shigeru Ban, care este o hală. În pereții, cred că sunt de
policarbonat dublu din asta, policarbonat de perete exterior. Uh-huh. Deci ca, au cam un metru, dacă poate mai mult de un, dar cred că totuși un metru grosime. În, în grosimea asta sunt băgate băi și bucătării cu de-asta se ridică și atunci spre spațiu interior e bucătării, trage asta și nu mai e nimic, da? Trage rou. Și ca organizarea spațiului sunt două obiecte pe roți care sunt dormitor, să trag dormitorul matrimonial, adică să trage și tata, mama, pui, deasupra un birou. Pui patul la centru, birou la, da, perete. Nu știi. Nu știi, că au și copii. Dacă, da, sunt, da, prieteni sau dacă sunt mai mici, ție, aproape. În filmele, în filmele franțuzești din anii 60-70 mai ales, când modernism ajunsese și la cinemaul francez, acolo găseai toate poveștile astea. Și la americani, cu patul care se multifuncțional ăsta modern, cu patul care iese din perete, cu planșeul care se dă la, frate, o parte și apare masa. Ăsta să plimbă, patul să plimbă în această casă oriunde. Da, da, păi, și are și telecomandă. Adică mai mult decât să punem pe păi, oriunde, împingi, păi, stai, mă, împingi că boxul ăla. Au mai trecut 50 de ani de atunci, între timp i-au pus și telecomandă, nu? Păi da, asta spun. Deci mie mi se pare că e flexibilitatea maxim. Și se poate întâmpla cu spațiul la ce vrei tu. Da, dacă inclusiv să scoți, inclusiv să scoți cutia de acolo și să rămână birou. Da, dacă e încălzit, poți să faci ce vrei tu. Da. Da. Păi și deasupra, peste cutiile astea, sunt spațiile de joacă cât era mic și de birou de lucru cât de mare. Corect. Ca să vezi de sus așa, să ai o așezare. Este o casă absolut, absolut minunată. Uite, îmi dai link-ul și o să-l pun când fac montajul, să-l, da, neapărat, să-l vadă și de cei care ne urmăresc. Ne întoarcem la exemplul în care doamna era curajoasă, a venit la șantier să-ți facă niște modificări și discutăm că, iată, pot fi modificări chiar și pe traseu până la finalizarea construcției. Discuții, temă de proiectare, proiectare. Continuă, că după ce se mută în casă, începe arhitectul din ei să-și aducă tot aportul creativ, nu? Și a făcut pivnița de deci, deci, domnul arhitect, m-am întâlnit de curând și n-am cu proprietarul de la casa din Otope. Uh-huh. A rămas foarte bun prieten, dar nu ne-am vizitat foarte bun prieten. A rămas mai apropiat. Și știți că acolo unde era terasa în spate la bucătărie, am desfințat, am făcut un bec și am pus terasă din nou peste, adică o pivniță, ca să înțeleg. Am făcut o curse din asta, o magazie de scule în fundul curții, dar cred că o să iau și terenul de lângă, că mă enervează ăsta care nu știu ce, și zic că le-aș de vânzare și poate îi fac. Adică asta e, din categoria, asta e din categoria, Augustin, hai să vezi cum te-am îmbunătățit, cum te-am optimizat. Și chiar cred că a făcut-o pentru că s-au modificat condițiile inițiale, cred că așa, după care noi am făcut această casă, s-au modificat și un... Ce vreau să spun este că o casă de tipul ăsta și, de fapt, orice locuință în care stăm, nu e un obiect, e un proces. Da. Noi ne schimbăm și dacă se poate schimba și cuibul nostru cumva să-și modifice, și așa s-a întâmplat în istoria arhitecturii, repet, îți mai trebuie niște angare, le mai construiești în fundul curții. Asta nu-ți mai trebuie, asta cade, să usucă, să deteriorează și o și demolez. Da. Trebuie partea altă, știi? Deci ar trebui, dacă putem să ne gândim, și noi putem să ne gândim arhitecții, dar trebuie să-i convinci și pe client. Nu te gândi la ea ca un obiect acum. Gândește-te cum o să... ca un desen animat de ăsta, știi cum stă alea, cum florește și atunci ia câte o fotogramă pe zi și când îți spune filmul... Știi cum e asta? Săptămâna trecută m-a sunat un prieten. Știi că ți-am zis de terenul ăla meu de la Vama Vechi, am un teren de 5 metri pe 100. Se poate face ceva pe el? Băi, zic, da, poți să pui niște prun, dar vara, știi, poți să-l închiriezi pentru ăștia cu camping, cu corturi. Zic, ce dacă îți faci în 5 metri, că dacă îți mai iau un metru la stânga, un metru la dreapta primărie, n-ai rămas nimic. Băi, las-o dracu, nu cu astea, dar poți să fac o casă? Și atunci i-am zis, băi, poți să faci o casă, dar va fi o casă experiment. Da? Se poate. Se poate. Eu răspund că se poate. Viorel, se poate. Deci eu am făcut, deja schițele. Păi am făcut, da, deja se schițele, poate. Se poate. Dar este se o casă experiment, adică eu odată cu casa asta îi propun, chiar dacă va fi de vacanță, ca pe perioada vacanțelor să trăiască un alt tip de viață, să-și modifice tot ce înseamnă percepții spațiale, modul în care se spală vasele va fi altul, modul în care trage apa va fi altul, masa de familie va arăta altfel și așa mai departe. Da. Eu am în fața ochilor, acum am văzut asta, în...
dacă nu mă înșeală pe mine, eu n-am serda mea, că era să taxa într-un fel dacă aveai deschiderea peste 3 metri sau dacă... Bun, și știu că e o casă de 2 metri. Mm-hmm. Mi-aduc aminte cum era, ca jumătate de nivel. Deci ai urcat, ai ajuns în dormitor, dormitorul este înfundat cu patul matrimonial. Deci nu mai atât, patul și atât, exact. Atât, atât. Ce mai e, mai e deasupra, e folosită înălțimea, în schimb. Da, da. Adică... Se poate să facem doi la... într-un metru, nu știu să spun. Într-un metru e la casa lui, ascultă, e la casa lui într-un metru urban. Da, da. Dar să numai... Toaleta se poate face într-un metru. Da, mă, se poate. Într-un metru lățime, se poate, da. Da, se poate, se poate. Tot așa, într-o extremă e dușul, în partea asta, la altă este scaunul de WC, intră perfect, așa. Și o chiuvetă minimală, că nu-ți trebuie. Da, să te stropești un pic acolo. Nu e... adică de asta zic. Dar experiment, pentru că nu e o chestie la nivel de masă și mai e o chestie. Bă, nu cred că poți să trăiești o viață întreagă într-o casă experiment. Așa de o vară, depinde, pe la vama veche, merge. Dar zi de zi? A? Nu știu. Că n-am încercat. Nu, da, te-ai pus în situația asta să te gândești dacă ai putea să experimentezi asta zi de zi? Băi, eu trăiesc într-un open space, că am făcut asta de birou, că am luat și eu, și în loc să fac birou, am făcut casă. Na. Eu ce vezi aici, eu n-am pereți, eu am numai biblioteci. Păi, da, n-ai avut bani de pereți și ți-ai făcut cărțile. N-am avut, da, exact, n-am avut bani. În spatele chestii albe de unde pe care o vezi, în spatele, nu, e bucătărie. E bucătărie. De mai pusă sticlă. Da, am văzut-o, da, pe doamna mai devreme, uite, când se pregătea cafeaua. Uite-le, acolo e bucătărie. Da, 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 am văzut. N-am pereț, frate. Bine, nici ne trebuie să știi. Halele vin la putere acum, să știi, mai ales cu această schimbare adusă de COVID-ul. Bine, open space-urile deja erau și în București, dar îți aminte, birourile se făceau open space și, pe urmă, fiecare îl customiza, îl particulariza, îl personaliza, right, și așa mai departe. Dar... mai sunt să știi că a existat un experiment foarte straniu, dacă îmi dai voie să povestesc. Deci începuse lucrul la Casa Poporului, nu știu ce, și luaseră. Deci vorbim de începutul anilor 80, da? Și în 81 luaseră, nu se mai construia, s-a oprit reconstrucțiile prin județe. Și primisem și noi repartiție, tata a primit o repartiție, un apartament de 3 camere și... care era executat doar plăci. Deci era structura făcută, era doar placă. Da, și trebuia să prestezi tu munca patriotică să-ți faci și pereți. Așa ne-am făcut apartamentul, frate, și ne-am părțit cum am vrut noi, ne-a spus, domnule, fix ăsta, că treceau pe acolo conducte, nu știu. Deci n-aveți ce încotro, aici trebuie să puneți bucătărie, aici trebuie să puneți... Și dar rest, și și-a făcut fiecare cum a vrut, frate. Deci a fost o... A fost un experiment în perioada comunistă. Da, da, în perioada comunistă, dar asta, să știi, experimentul ăsta venea din Suedia. Ei, venea de sărăcie. L-au furat în ghilimele din Suedia, dar venea din sărăcie că trebuia să faci muncă patriotică, că n-avea oameni în șantiere. Nu mai avea. Nici acum n-avem. Dar cu rezultatul că s-a făcut foarte bine, dai seama, noi am făcut conștiincios, dai seama. N-am pus blocul de BGA, așa l-am pus așa. L-ai pus corect, da? Și ai pus mortar, nu l-ai pus cu aracet, da? Ai văzut? Deci a fost, da, și am venit la sfârșit, mă rog, am venit cu niște finisaje, tata a zis că le finisezi mai bine. Bine, hai, finisajele știm cu toții, că le schimbăm ușor, dar zidării mai greu. Zidării, foarte, aia a fost un experiment, prima mea, nu era de arhitect, tata zidea săracu, eu eram gălețile cu mortar. Tu erai asistent manager, da? Eram asistent, da. Bine, deci asta pe traseu se întâmplă și spuneam că apoteoza este după ce se mută în casă, când încep partea asta cu amenajările, cu mobilierul, cu covoarele, cu texturile. Eu, știți, eu le las designer ready, adică le spun cum aș face eu, dar de regulă fie că invit un coleg, am, știu, destul de mulți interioriști și... Nu, bați, dar uite, nu vă recomand cu tare, cu tare, vă înțeleg, de obicei să înțeleg și face proiectul de interior. E altă, nu mă bag în lucrurile astea. Nici eu nu mă bag. Sugerez cam cum. Și le mai dau un sfat, care este vecin, pentru că discutăm și de interior și de exterior. Zi-mă, aici poate să se dezvolte hobby-ul vostru. De ce să-ți chemi un peisagist? Bravo. Te duci un pic pe internet și afli și tu ce este un buxus, un merișor, un tuia, un nu știu ce. Le găsești acum la toate prăvăliile astea mari, da? Bun, dar le dai niște sfaturi totuși, ca să nu-și pună... Le dai niște sfaturi pentru că tu în plan de situație deja le organizezi un pic spațiul, nu? Exact. Ai carosabilul, ai accesul pietonal și spui în față grădinița, spui, da, pădurea pe stânga, da?
Și ce mai rămâne un pic de autostradă, așa că fiecare vrea metrului de autostradă, o faci pe partea asta. Și la interior, Vieră, și la interior. Să-ți dau un exemplu. Am făcut undeva pe lângă cinematograful la Înfrățirea Trepopoare, la de București, noi. În spate undeva. Am făcut o locuiță, un cuplu foarte interesant de tineri la vremea respectivă. M-am întâlnit cu genii și au și copii acum. Foarte sportiv. Și așa, ne facem o sală de sport, o sală de nu știu ce. Și așa, nu vreți să vă fac o casă a care utilizare să fie ea însă și un exercițiu, un workout din ăsta? Adică, cum zic, adică nu vă fac coridoare, vă fac numai jumătate de nivel și podeste. Și o să urcați? Deci, o să urcați la scări? Deci nu aveți cum. Exact. Toată viața urcați la scări că nu aveți încotro. Și așa au făcut. Dar nu de asta zic în primul rând, ci pentru că doamna avea preocupări de astea. Aș vrea să fac aici așa. Și a zis, doamna, știți ceva? Cum vreți dumneavoastră? Mai întreați-mă și pe mine ca să nu fie totuși așa. Și o faceți dumneavoastră. Nu vreți să o faceți dumneavoastră? Hai! Mă, și-a făcut-o, mă, și-au și publicat-o în ceva revistă, nu știu dacă în casa lui. Sunt da, da, de ce nu? De ce să spun că nu e cu o greșeli. Unele lucruri nu le-aș fi făcut, unele contraste sunt, nu știu, roșu, negru, uneori. Dar poate că, dar restul e așa, adică nu mi se pare că e ceva greșit acolo. Eu cred că e chiar indicat să faci chestia asta. Bine, hai să ne gândim că munca cu un designer de interior este mai abitit în zona interviului decât e cu arhitectul, că acolo totul este la țanti, nuanța, culoarea, textura, să fie de cămilă, să fie parchetul mai lucios, da. Să fie zugrăveala satinată, vai, la corpurile de lumea nu mai discutăm, că nu mai este numai forma, ci și cum aruncă lumina, adică chiar e de mare precizie, știi? Dar, evident, există cataloge, există surse de informare și dacă vrei să-ți faci un hobby din a-ți mobila și să-ți amenajezi casa, eu zic că este una dintre cele mai plăcute îndeletniciri. Bineînțeles. Da? Mai ales că e mai ușor să schimbi amenajarea interioară decât o casă întreagă. Evident. Nu îți convine, în 5-6 ani schimb. Stai așa vreo două săptămâni și zici, bă, ce nu-mi convine? Lasă, nu știu ce ne convine, dar schimbăm. E interesant. E interesant, cum să zic, aproape toți cei cu care am lucrat, dintre foștii mei clienți, spun că acum, dacă s-ar și unii s-au și apucat, acum știu cum să o fac. Păi așa, acum știi ce lucrurile, să fac. Adică lucrurile, n-aș mai face greșelile pe care le-am făcut, aș face alte chestii. Din motivul pe care l-ai spus mai devreme. Da. Din motivul că au trecut prin procesul ăsta și au deprins niște lucruri. Așa, și capătă niște dexterități, niște nu știu cum să spun. Nu, deci, domn, dacă vreți eu vă ajut, că să știți că dacă la un șantier, că acum eu știu cum este. Și domnule, fă-te dirigite dacă ești așa bun. Fă-te dirigite, că am nevoie de dirigiți bani. Pă bune. Era jumate glumă, jumate serios, adică s-ar mai fi băgat la un experiment ăsta că îi plăcut, să știi? Uh-huh. Și cred că ți-am mai spus chestia asta o dată și insist un tip din ăsta de colaborare în care angajezi clientul, nu numai că îl ajută pe el, să zicem, bă, așa, așa ne bucurăm că îl ajută pe el, îi face o casă mai proprie, dar și responsabilizezi în raport cu propria casă. Adică deciziile toate le-am luat împreună, nu poți să te întorci după aia să spui că, știi? Da. Încă un alt punct de vedere este că nimic s-a întâmplat. Ți-am mai povestit chestia asta și doresc tuturor să le se întâmple. Când sunt mai vesel sau nu știu ce, dau telefon și zic, bă, eu mă simt mișto în casa mea. Mulțumesc. Adică se întâmplă, e mai mare satisfacție. Adică, băi, am făcut o casă, păi, spart pe asta. Practic ăsta e obiectivul, știi? Să fie casa lui, să se simtă bine în casa lui. Da. Da? E foarte reconfortant așa, că muncești, e o chestie, întorci, sunt probleme. Da. Îți mulțumesc că ai mai trecut pe la povești din șantier. Poveștile tale sunt întotdeauna frumoase și pline de înțelepciune. Și ești drăguț. Da, întotdeauna sunt un drăguț, dar mai ales am amabil. E adevărat, așa. Și nu uitați, www.povestidinșantier.ro și mergem mai departe. Toate cele bune. Doamne ajută. Da, dragii mei, asta a fost povestea despre clientul familie, despre familia client, la Povești din Șantier. Nu ne uitați, puteți să dați oricând un subscribe, puteți să dați un like și cel mai important este să vă exprimați părerile, opiniile, în comentarii, în observații, în completări, în tot ceea ce înseamnă comunicare, pentru că
Chiar este posibil să vă și răspundem. Cele bune! La revedere!